Potrivit reprezentanților clubului Dobrogean, ca urmare a evoluțiilor bune din primele etape ale ligii întâi de fotbal, trei jucători de la nou promovată Săgeata Năvodări au fost convocați de selecționerul Emil Sândoi la lotul național de tineret al României. Este vorba despre fundașul Ionuț Andrei Petăleu, mijlocașul Andrei Florean și atacantul Mihai Roman. Conform Federației Române de Fotbal, echipa națională de tineret va susține marți seară o partidă de verificare cu reprezentativa Ciprului, la Berceni. Meciul este programat să înceapă la ora 20 și 30 de minute.